În cadrul ședinței Colegiului Prefectural a fost prezentată o analiză a premiilor obținute de elevii suceveni în anul școlar 2016-2017. Deși pe parcursul vacanței de vară vor mai fi olimpiade și concursuri, județul Suceava se poate mândri cu un număr destul de mare de premii obținute. Prezentarea a fost făcută de inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean, Gheorghe Lazar. Acesta a declarat că în ultimii ani, elevii suceveni au adus sute de premii și medale de la concursurile județene naționale și internaționale, dar și de la olimpiade. Participarea la competițiile școlare este deschisă tuturor elevilor. Fiecare persoană are dreptul să primească o educație care dezvoltă abilitățile sale la întregul său potențial. Garantarea acestui drept implică asigurarea egalității de șanse, oferind pentru fiecare persoană ajutor și resurse în funcțiile și caracteristicile și nevoile individuale. Identificarea și susținerea copiilor și tinerilor capabili de performanțe școlare înalte reprezintă o parte integrantă a politicilor educaționale promovate de Ministerul Educației Naționale. Implicarea dascălilor s-a văzut prin rezultatele remarcabile pe care elevii suceveni le-au obținut la olimpiadele și concursurile școlare. În prezent, în anul școlar 2016-2017, rezultatele participării elevilor suceveni la concursurile județene, interjudețene și naționale, în afară de olimpiadele naționale, totalul acestor distincții este de 622. În materialul dumneavoastră aveți premiul 1, 197, dar de fapt sunt 199, premiul 2, 256, premiul 3, 82, mențiuni 77, premii speciale 7, un trofeu de argint internațional și 5 finaliști. Un bilanț al premiilor obținute de elevii suceveni în anul școlar 2016-2017 până în prezent, până la această dată, la olimpiadele naționale arată că am obținut 185 de premii, dintre care 5 medalii de aur, 10 medalii de argint, 15 medalii de bronz, 22 de premii întâi, 18 premii 2, 28 premii 3, 62 de mențiuni și 25 de premii speciale.